Iubiți frați și surori, dragă biserică, vă invităm în această dimineață să deschidem Scriptura împreună și să căutăm un model de creștin matur. Oare cum arată un astfel de creștin? Oare care sunt principiile pe care își zidește viața? Și vom găsi un astfel de model într-o epistolă atipică între toate celelalte epistole. Dacă toate celelalte epistole pe care le găsim în Noul Testament au avut ca adresare o biserică, o comunitate de oameni, au fost citite în plen, de data aceasta vom citi împreună o epistolă, da, o vom citi pe toată, care a fost adresată unei singure persoane. Ținta nu era de a fi citită în plen, ci în primul rând să o citească persoana aceea. Iar printre cuvinte și în text și în subtext vom remarca aici cuvintele unui creștin matur și ne vom întreba, uitându-ne la el, iată, oare așa arată un creștin matur? Deschidem Evanghelia la epistola lui Pavel către Filimon. Învățații lumii, când au făcut un soi de clasament al tuturor scrisorilor care s-au scris în antichitate, o perioadă de vreo 3000 de ani, până prin 400 și ceva, la căderea Imperiului Roman de apus, au zis că scrisoarea pe care urmează noi să o citim este una dintre cele mai profunde scrisori care au fost scrise în acea perioadă. Ascultați ce scrie aici Apostolul Pavel lui Filimon. Pavel, întemnițata lui Iisus Hristos și fratele Timotei către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos, să-ți poruncesc ce trebuie să faci. Vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Pentru că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, și mai mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine, și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești, dar, ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimit sănătate. Tot așa și Marcul,
Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Iată o scrisoare plină de tact, încărcată de sensibilitate, una dintre cele mai profunde, mai atente scrisori pe care le-a dat Antichitatea. Studiind această scrisoare pe care Apostolul Pavel o scrie către Filimon, cei mai mulți au văzut în ea câteva lucruri importante, frumoase. Uitându-se la aceste cuvinte pe care Apostolul Pavel le adresează bogatului Filimon, pentru că este știut faptul că Filimon a fost unul dintre oamenii bogați ai orașului Colose, unii au văzut în ea un model de negociere. Până și managerii lumii, care n-au de-a face cu Hristos, s-au uitat către scrisoarea aceasta și au zis: iată aici o negociere făcută ca la carte, așa cum trebuie făcută orice negociere. Felul în care Apostolul Pavel negociază întoarcerea sclavului său Onisim, felul în care Apostolul Pavel așează termenii acestei întoarceri, ce își dorește să obțină de la Filimon, felul în care învârte ideile și așează lucrurile, spun ei, este de manual. Așa se face o negociere bună. Au studiat scrisoarea și au zis: un model de negociere. Alții au studiat scrisoarea și au văzut în ea și văd în ea un model de bune practici între generații. Iată cum trebuie să se comporte generațiile între ele, ca să nu mai vorbim de acea prăpastie între generații. Avem aici, în această scrisoare, o negociere care trece dincolo de granițele generaționale. L-avem pe Apostolul Pavel, în momentul în care scrie această scrisoare, are undeva între 50 și 55 de ani, va mai trăi 6-7 ani, este la prima sa întemnițare. Negociază cu Filimon, probabil mai mic decât el, pentru mai tânărul, foarte tânărul Onisim. Copilul meu îl numește Apostolul Pavel, cel pe care l-am născut în lanțurile mele. Este imposibil să citești această epistolă și să nu te întrebi cum ar arăta comunitățile noastre, cum ar arăta relațiile din familia mică sau lărgită, dacă fiecare persoană în vârstă s-ar raporta la cei mai tineri cu sensibilitatea, cu tactul, cu atenția cu care se raportează aici Apostolul Pavel la Onisim. Vă citesc câteva versete, versetul 12. Superb! Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. O, nu! Între Apostolul Pavel și Onisim nu exista o relație de rudenie. Nu erau rude de sânge. Onisim se convertise, îl cunoscuse pe Hristos prin propovăduirea Apostolului Pavel. Mai zic o dată versetul ăsta. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Sau ascultați versetul 17. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Cât tact, cât atenție, câtă aplecare înspre tânărul Onisim. Oare cum ar arăta generațiile noastre, cum ar arăta comunitățile și familia noastră, dacă toți tinerii ar avea disponibilitatea de a asculta de cei care i-au născut în Hristos, așa cum Onisim ascultă de Apostolul Pavel. Un model de bune practici între generații. Unii văd în scrisoarea aceasta un manual de negociere, alții văd în ea un model de practici între generații, alții văd în ea un model de galanterie, un model de înaltă ținută în limbaj și comportament. Uitați-vă la Apostolul Pavel. Nu lasă loc aici, în scrisoarea aceasta, și nu veți găsi loc nici în Evanghelii și nicăieri în Scriptură, loc pentru, să folosesc cuvântul dur, haideți că-l folosesc, bădărănie.
Nu există loc pentru așa ceva. Nu există loc pentru lipsă de tact. Nu există loc pentru aroganță. Nu există loc pentru atitudine răuvăitoare, pentru insensibilitate, pentru prejudecată și judecată. Apostolul Pavel dă dovadă aici de o înaltă ținută morală, de o înaltă creștere. Fiecare cuvânt este atent, studiat și analizat înainte de a fi rostit. Bisericii din Colose, Apostolul Pavel va scrie epistola către Coloseni și în epistola către Coloseni, epistola care a fost citită în auzul tuturor și la care cu siguranță și bogatul Filimon avea acces, în epistola aceasta Apostolul Pavel avea să scrie Coloseni 4:6, vorbirea voastră să fie întotdeauna, știți versetul? Întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. Ce ciudat ar fi fost ca într-o scrisoare publică Apostolul Pavel să zică treaba asta și atunci când pune mâna pe penel și scrie o scrisoare particulară, adresată doar cuiva, vorbirea lui să nu fie cu har, să nu fie dreasă cu sare. Ce ținută înaltă, ce atitudine, el, bătrânul Pavel, întemnițatul lui Hristos, se apleacă înspre Onisim, se apleacă înspre Filimon și vorbește atât de atent, atât de frumos. Dincolo însă de aceste modele de negociere, de bune practici în relațiile dintre generații, de un model de galanterie, de înaltă ținută morală și de discurs. În dimineața aceasta vom lăsa epistola pe care Apostolul Pavel o scrie către Filimon să fie pentru noi un model de, să ne arate un model de creștin matur. Cum arată un astfel de creștin? Și vom privi, bineînțeles, pe Apostolul Pavel. Vom vedea felul în care el așează lucrurile, felul în care gândește la această situație, până la urmă, particulară, care sunt bazele după care ia niște decizii. Cum arată un creștin matur? Cu toții ne dorim această maturitate creștină. Nimeni nu vrea să rămână la statutul de om mic, de om mărunt, de copil, împins încoace și încolo, de orice vânt de învățătură. Vrem să fim oameni maturi în Hristos. Zic, Doamne, ajută-ne! Vrem să fim oameni care să nu fie ușor creduli, nu să nu fie ușor impresionabili, vrem să căpătăm greutate, vrem în alt limbaj să ne apropiem de Domnul. Dar cum arată un astfel de om? Cu toții ne dorim această maturitate. Apostolul Pavel scria despre ea filipenilor în Filipeni 4:13, starea de om mare. Toți ne dorim. Înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Gândindu-se la această țintă, tot colosenilor, Apostolul Pavel le zice care este ținta pe care îl urmărește. Coloseni 1:28, să înfățișăm pe orice om, cum? Desăvârșit în Hristos. Iată ținta. Sau potrivit luptei pe care o duce pentru această țintă. Coloseni 2:2, Apostolul zice, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fiți uniți în dragoste și să capete, subliniați, vă rog, următoarea expresie, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere. Toate bogățiile, că există o bogăție, ba mai multe chiar, care vin din această plinătate de pricepere. Deci, cum arată un astfel de om? E important să avem un model, să ne putem verifica, să ne putem privi în această oglindă. Și această notă foarte personală a scrisorii ne-l dezvăluie pe Apostolul Pavel, fără ca neapărat Apostolul Pavel să-și dorească asta. Imaginați-vă. Apostolul Pavel pune mâna la un moment dat în epistolă, chiar vrea zice, eu, Pavel, cu mâna mea scriu. Pune mâna pe penel și începe să scrie. Și ceea ce este el, profund interior, iese la iveală. Un model de om matur în Hristos. Deci cum este un astfel de om? Trei lucruri vreau să vi le spun rapid, nădăjduiesc eu, în dimineața asta. Unu. Un creștin matur își trăiește relațiile în lumina Evangheliei.
toate relațiile. Un creștin matur lasă ca toate relațiile sale, toate relațiile sale, să fie modelate, transformate, verificate, reformate de către Evanghelie. Nu există o relație bună sau rea, înfloritoare sau frântă, pe care creștinul matur să nu o ducă la Hristos, să nu o lase modelată de Evanghelie. Relațiile. Relațiile. Cât de dificile pot fi câteodată relațiile. În familia mică sau cea extinsă, în comunitatea bisericii sau la locul de muncă, între vecini sau la școală, cu cei care ne sunt dragi sau cu cei care nu ne înghit, cât de dificile pot fi relațiile. Relațiile cu cei care ne-au făcut bine sau relațiile cu cei care ne-au făcut rău. Cât de dificile pot fi relațiile. O lume întreagă de bucurii, dar și de posibile vaete. Cum trăiește un creștin matur în mijlocul relațiilor sale? Cum își conduce un creștin matur relațiile? Uitați-vă la epistola către Filimon. În centrul epistolei, ceea ce stârnește intriga epistolei este tată tocmai de relații. Și prezintă un spectru larg de relații. Avem în primul rând relația frântă. O relație frântă. Filimon, așa cum spuneam, unul dintre credincioșii bogați a orașului Colose, avusese un slujitor, un sclav, Onisim. Statutul de sclav, probabil, sau poate condițiile grele în care Onisim și-a desfășurat sclavia, poate lipsa libertății, l-a determinat să fugă, spun cei mai mulți dintre comentatori. L-a determinat pe Onisim să fugă de la Filimon. Și se pare că n-a fugit cu mâna goală. Se pare că înainte să plece, a mai luat câte ceva de la stăpânul. L-a jefuit. Tocmai de aceea Apostolul Pavel va zice în versetul 18 și dacă este vreo vătămare sau îți este dator cu ceva. Onisim a plecat. A fugit. Iată prima relație a textului, relația frântă, relația care necesită eforturi de reconciliere, relația care pretinde, așteaptă iertare, cererea de iertare și oferirea de iertare. Ceva s-a întâmplat până la urmă, nici nu contează foarte mult ce, și acea relație s-a frânt. Și cât de dureroase sunt frângerile relațiilor. Nu este frânt doar cel ce a greșit sau cel care a plecat. Sunt frânți toți cei care au fost prinși în acea relație. Cum se repară? Cum se sudează la loc o astfel de relație. Asta e prima relație a textului, relația frântă. Apoi avem relația bună, relația dintre bătrânul, apostol Pavel și Filimon. O relație bună care funcționează, care pare a fi în parametri normali, dar apostolul știe că o relație bună n-apare din neant și nu se întreține cu mâinile în buzunar. O relație bună are nevoie de atenție, are nevoie de grijă permanentă, are nevoie de o atentă raportare. Bătrânul apostol știe, îi poate porunci și zice, ți-aș putea porunci. M-aș putea folosi de drepturile mele, m-aș putea folosi de statutul meu, m-aș putea folosi de faptul că sunt în închisoare, Filimon. L-aș putea păstra pe Onisim pentru mine, fără să-ți zic nimic. Să-ți poruncesc, poate. Dar nu. Mi-e atât de valoroasă relația cu tine, încât vreau să mă comport cum trebuie. Vreau să fiu atent. Vreau să fiu aplecat. Relație bună nu se zidește prin neglijență, prin nepăsare, prin lasă-l că știu eu. O relație bună are nevoie de atenție. Și apostolul știe asta. Alt spectru al relațiilor. Și apoi avem relația dintre bătrânul apostol și copilul născut în lanțurile sale, Onisim. Relația care necesită, oh, ce grele sunt relațiile astea, necesită adevăr. Relația în care trebuie să spui adevăr. Onisim, probabil la Roma, fuge de la, din Colose, către Roma, ajunge la Roma și printr-o circumstanță îl întâlnește pe apostolul Pavel.
Apostolul Pavel îi propovăduiește Evanghelia, Onisim se convertește la Hristos, Onisim îi spune Apostolului Pavel viața sa. Și Apostolul Pavel realizează atunci ce trebuie să facă Onisim. Trebuie să se întoarcă la Filimon. Trebuie să asculte, trebuie să se ducă să-și repare relația cu Filimon. Ce lucru dificil, greu. Apostolul Pavel știe că dreptatea, că adevărul, că ea, corectitudinea, trebuie să triumfe. Dar cum îl lași să triumfe în viața lui Onisim, adevărul, dreptatea, corectitudinea, fără să-l trimiți la moarte? Vă aduc aminte faptul că Onisim putea fi ucis de către Filimon. Filimon avea dreptul ăsta asupra unui sclav fugar. Filimon avea tot dreptul ca în momentul în care îl vedea din nou pe Onisim, dacă nu-l ucidea, să-l supună la cazne puternice, să-l pună în locul acela în care să sufere cel mai mult. Putea să se întâmple asta. Apostolul Pavel știe. Orice creștinism ieftin propovăduim adeseori oamenilor, când nu le spunem te-ai pocăit, da, frumos, extraordinar, binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Dar continuă, trebuie să continui să faci ce e drept, ce este corect, să fii responsabil în jur. Apostolul Pavel se bucură de convertirea lui Filimon, lui Onisim, dar îi spune lui Onisim, trebuie să te întorci la Filimon, cu toate riscurile pe care întoarcerea asta le presupune. Trebuie să te supui lui Filimon, ești în continuare sclavul lui, nu ți-ai căpătat libertatea doar pentru că ai fugit. Și nu, nu ți-ai căpătat libertate pentru că te-ai convertit. Trebuie să te întorci. Dar pentru că Apostolul Pavel știe că da, trebuie să-i spună adevărul, dar adevărul se spune, ziceți noastră că știți cum, în dragoste. Nu-l lasă să plece doar așa, e viața ta, faci ce vrei. Ci pune mâna pe penel, pe foaie, pe un pergament, și scrie scrisoarea asta lui Filimon, al care roagă pe Filimon să-l primească bine pe Onisim. Deci cum repari relațiile? Cum repari o relație frântă? Care este baza după care poți să-ți conduci mai departe relațiile bune, ca să ele să rămână bune? Cum poți să spui adevărul în cadrul unei relații când adevărul acela poate să doară teribil? Și Apostolul Pavel ne oferă modelul. Până la versetul 8, Apostolul Pavel ne spune care sunt bazele spunerii adevărului, care sunt bazele pentru care cere lui Filimon primirea bună a lui Onisim. Abia în versetul 8. Punem, te rog, versetul 8. Cu acel de aceea, Apostolul Pavel începe să spună ce vrea. Dar până atunci spune, iată de ce îți cer, ce îți cer. Iată care sunt motivele pentru care te rog pe tine, Filimon, să-l primești bine pe Onisim. Și surprinzător, motivele nu sunt pentru că tu, Filimon, ești un băiat de treabă. Nu. Apostolul Pavel nu zice asta. Nu zice că motivele sunt, te rog să-l primești bine pe Onisim, pentru că eu sunt apostol și eu îți poruncesc să-l primești bine. Pentru că prin mine l-ați cunoscut pe Hristos, pentru că am lucrat împreună cu voi la punerea bazei bisericii din Colose. Nu ăsta e motivul pentru care să-l primești bine pe Onisim. Nu, nu, nu. Nu ăsta este motivul pentru că ești un om bun. Nu este un motiv pentru că mi-ești dator. La un moment dat îi va spune inclusiv treaba asta. Nu vreau să spun că tu însuți mi te datorezi mie. Nu ăsta e motivul pentru care să-l primești bine pe Onisim. Nu pentru că vorbește lumea. Să uită pe asta. Să vorbește lumea. Tot orașul se va uita la tine, Filimon. Dar nu pentru asta vreau să primești bine. Și ascultați pentru ce. Care sunt motivele introduse de acel de aceea? Începem cu versetul 4. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus față de toți sfinții. Iată primul motiv. Te rog să primești bine pe Onisim.
Ascultă-mă în dimineața asta. Te rog să-ți repari relația cu soțul tău. Te rog să-ți ierți soția. Te rog să-ți ierți vecinii. Te rog să te duci să-ți ceri iertare de la părintele tău. Nu pentru că ești un om bun, nu pentru că așa se face, ci pentru că în inima ta a sălășluit credința. Pentru că tu crezi în Iisus Hristos ca Domn. Asta este baza. Ăsta este motivul, pare a spune Apostolul Pavel, pentru care îndrăznesc să te rog să nu-l omori pe Onisim. Ăsta este motivul pentru care îndrăznesc să te rog, merge până acolo încât îi spune să nu-i cer lui Onisim nimic pentru lucrurile pe care ți le-a luat. Îți voi plăti eu, Pavel, cu mâna mea scriu. Dar lui să nu-i cer nimic. De ce? Pentru că tu crezi în Hristos. De aceea. De aceea. Nu pentru că ești un om bun, ci pentru că tu crezi în Iisus Hristos. Întoarce în versetul 12. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea, spunea Apostolul Pavel. Cu alte cuvinte, îți încredințez, Filimoane, inima mea, pentru că ești credincios. Am încredere să fac asta, pentru că tu crezi în Iisus Hristos ca Domn. De aceea repară-ți relațiile. Toate relațiile noastre trebuie conduse prin lumina Evangheliei înaintea lui Hristos. Și trebuie să le trăim conform regulilor Evangheliei. Doamne, ajută-ne! Ăsta este motivul. Ba mai mult, zice Apostolul Pavel, nu doar că credința s-a născut în inima ta, dar ea a dat și roade. Zice Apostolul aici, în adevăr am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Ba mai mult, credința a născut dragoste. Pentru credința și dragostea care s-au născut în inima ta. De aceea trebuie să-ți conduci relațiile în lumina lui Hristos. Doamne, ajută-ne! Toate relațiile noastre care nu sunt conduse prin lumina lui Hristos, câtă vreme nu vom duce la lumina Evangheliei relațiile noastre, acestea vor putea cunoaște oricând deteriorarea, transformarea și ne vor îngenunchea. Ce aș putea face pentru relațiile mele? Suntem încă la începutul de 2024. Cum aș putea să-mi conduc relațiile cu cei dragi, cu soția, cu soțul, cu copiii neascultători, cu cei de la muncă, relațiile frânte sau relațiile bune, relațiile în care simt că trebuie să spun adevărul, deși mi-e teamă să fac lucrul ăsta. Cum le-aș putea conduce? Iată cum, modelul, prin lumina Evangheliei, lăsându-le modelate de Evanghelie. Doar așa, ancorându-ne în Hristos, vom putea ierta ceea ce este imposibil de iertat. Doar așa, ancorându-ne în Hristos, vom putea face ce este corect atunci când parcă tot ce e în noi strigă să fugim de acolo. Putem face fără să ne temem ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem. Doar Evanghelia, vă spun cu toată responsabilitatea în această dimineață, doar Evanghelia poate repara, reforma, înflori relațiile noastre. Mă veți întreba, interpela și veți zice, frate, eu fac, dar dacă el nu face, ce se întâmplă atunci? Tu fă în continuare. Partea ta, partea mea în relații este să trăiesc conform Evangheliei. Am crezut că biserica va zice amin. Greu câteodată, așa e? Partea mea, atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudini nepotrivite pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Ajută-ne, Doamne! Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20.
Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea. De ce voi continua în următorii 20 de ani, deși în primii 20 de ani n-am văzut niciun rezultat? Pentru același motiv. Pentru că în inima mea se lășluiește Hristos. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să ducem, să tragem toate relațiile noastre spre lumina Evangheliei și binecuvântă, Doamne, relațiile noastre. Ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Le lasă modelate de Evanghelie. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi. 2. În continuare, în epistolă. Ce face, cum arată, cum se comportă un creștin matur? Un creștin matur este conștient, știe și acceptă autoritatea lui Hristos și a Evangheliei sale în toate domeniile vieții lui. Mai zic încă o dată. Un creștin matur știe și acceptă autoritatea lui Hristos și a Evangheliei sale în toate domeniile vieții lui. Toate. Toate. Uitați-vă din nou în epistolă. Aici e sămânță de scandal. Dacă te uiți atent, parcă și auzi cum în spatele cuvintelor și liniștii stă ceva care clocotește. Să o luăm pe rând. Apostolul Pavel îi scrie lui Filimon, acest bărbat bogat, stăpân bogat, despre un slujitor care a fugit de la el, probabil jefuindu-l. Slujitorul se întoarce acum, Onisim se întoarce acum la Filimon și întinde o scrisoare de la Apostolul Pavel, scrisoare în care Apostolul Pavel îi zice acestui bărbat bogat: închipuiți-vă un om potent, un om capabil, un om care n-a ajuns bogat pentru că era un ei ca nimeni, care a știut cum să-și așeze lucrurile vieții lui. Închipuiți-vă că el primește o scrisoare de la un apostol care e prins în lanțuri undeva la Roma și care zice: auzi, ți-l trimit înapoi pe ăsta. Te rog să-l primești bine. Ca pe mine te rog să-l primești. Ba mai mult, te rog să nu-l pui la munci rele și grele și să nu iei de pe el pielea, că îți voi plăti eu pentru tot ce ți-a jefuit el. Puneți-vă în locul lui Filimon. Ce ați fi zis? Poftim? Cine ești tu să-mi spui mie ce să fac cu ce este al meu? Cine ești tu să-mi dai mie ordine? Ce să fac cu sclavii mei? Putea zice asta. Să lăsăm pe Filimon. Trecem la Onisim. Onisim îl cunoaște pe Domnul prin Apostolul Pavel. Îi slujește Apostolului Pavel în lanțuri, în închisoare. Și Apostolul Pavel se uită, puneți-vă pentru un moment în papucii lui Onisim. Se uită în ochii lui și spune: copilul meu, trebuie să te întorci în Colose. Și în Colose trebuie să te duci la o adresă clară. Trebuie să te duci înapoi la stăpânul tău. Și trebuie să te supui mâinii lui. Tocmai ai fugit de acolo pentru că nu ți-a fost bine. Ai fugit pentru că ai vrut libertate. Ești într-un oraș cosmopolit cum este Roma. Poți fugi în continuare. La Colose e posibil să te aștepte moartea, dacă nu bătaia cu biciu. Și bătrânul ăsta în lanțuri îți spune ție că trebuie să te iei și să te duci în Colose să suferi toate astea? Cine se crede el? Tu care abia ai scăpat, vei fugi mai departe. Și totuși, nici Filimon nu zice cine se crede el, nici Onisim nu zice nu mă voi duce și nici Apostolul Pavel nu zice îți poruncesc,
ci toți se supun unui stăpân și acel stăpân este Hristos Domnul. Uitați-vă în felul în care se conduc lucrurile. Apostolul Pavel va vorbi de nenumărate ori despre faptul că el se consideră rob al lui Hristos. O robie pe care o acceptă cu bucurie, o robie care l-a condus în închisoare, o robie care îl va face să zică la un moment dat filipenilor: dar pentru mine toate erau câștiguri, acele câștiguri le-am lepădat și le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba mai mult, și acum le privesc ca pe o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. În viața unui creștin matur s-a întâmplat această întâlnire dintre el și Hristos. Și în întâlnirea aceea Hristos n-a luat doar păcatele lui. În întâlnirea aceea Hristos nu i-a dat doar neprihănirea lui. În întâlnirea aceea exista și un transfer de autoritate. Viața mea nu mai e viața mea din momentul acelei întâlniri. Nu mai conduc eu sau dorințele mele sau planurile mele, ci din momentul acela conduce El, Iisus Hristos, căruia îi spunem Domnul. Domnul. El este stăpân. Din momentul acela, Domnul se așează pe tronul vieții și decide. Dacă sunt lanțuri, a decis El. Dacă trebuie să-L primesc înapoi pe Onisim, deși mi-a frânt inima și jefuit casa, îl primesc și dacă trebuie să mă întorc la stăpânul meu, mă voi întoarce, pentru că stăpân este Domnul. Domnul. Remarcați echilibrul fragil din epistolă. Dacă pentru un moment unul dintre ei, apostolul Pavel, Filimon sau Onisim, ar fi zis drepturile mele sunt drepturile mele, totul se termina. Fiecare dintre ei avea drepturi. Filimon cel păgubit avea drepturi. Onisim cel care a fugit pentru că își dorea libertatea avea drepturi. Apostolul Pavel avea drepturi să poruncească, Filimon era dator, toți aveau drepturi. Dar nu conduce în epistolă drepturile, ci în epistolă conduce Domnul. Drepturile mele, oricare ar fi acelea, oricât de justificate ar fi, trebuie și ele închinate înaintea tronului lui Dumnezeu. Las toate drepturile mele înaintea Lui. O, câte necazuri n-am avut noi creștinii pentru că am ținut cu tot din adinsul la drepturile noastre. Pentru că am ținut cu toată puterea noastră, am rupt cu dinții, pentru că aveam drepturi. Am câștigat lupte care ne-au costat mai mult decât câștigul în sine, pentru că aveam drepturi. Dar nu drepturile trebuie să ne conducă. Ne conduce Hristos Domnul. Poate zice biserica amin? Drepturile toate le lăsăm la crucea lui Hristos. Și El conduce. Uitați-vă în epistolă, un alt echilibru fragil. Unul e dat de drepturi, altul e dat de frici. Unul dintre ei, dacă ar fi acționat pe baza fricilor lui, ar fi distrus echilibrul. Gândiți-vă la Filimon. Îl primești înapoi în casă pe cel care te-a jefuit. Zice apostolul că s-a convertit. Dar de unde știi tu că nu va pune mâna pe cuțit să te junghe în somn? Îl primești fără să ceri nimic în schimb. Mergi din nou slujba ta. Știu eu ce s-a întâmplat cu el? Vrea să fie frică? Temeri? Da. Dar nu vă puneți doar în locul lui Filimon. Puneți-vă în locul Onisim. Închipuiți-vă drumul pe care îl face de la Roma către Colose. O scrisoare aceea în buzunar, dacă a dus-o el, e posibil să nu fi dus-o el. Și cu gândul că mă voi întâlni cu Filimon, e posibil să mă pună în lanțuri, să mă bată,
mă omoare cu pietra, are tot dreptul, nimeni nu face nimic, nimic. Și totuși, pas după pas, se duce. Pentru că nu frica trebuie să stăpânească. Și stăpânește Domnul. El este stăpân. Vă întreb în dimineața asta, de câte ori n-am acționat în frică? Pentru că ne s-a părut că vom pierde, că ne vom nenoroci, că ne vom prăpădi. Dar vă spun în dimineața asta că stăpân e Domnul. Peste noi, nu fricile noastre trebuie să domnească, ci Hristos ca Domn. Binecuvântat să fie numele Lui. Putea să se nenorocească tot echilibrul dacă făceau acces, dacă lăsau fricile să-i stăpânească. Dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu. Tânăr, Doamne, dă-ne neprihănirea Ta. Puteau să nenorocească echilibru din pildă prin nădejdile pe care le aveau. Câte planuri și visuri ne facem noi. Câte nu ne gândim, câte nu planificăm. Dar vreau să vă spun în dimineața aceasta, că stăpân peste noi să nu fie planurile noastre. Multe lucruri gândește omul în inima lui. Multe planuri își face în inima lui, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Binecuvântat să fie El. Credeți că un Filimon n-avea nădejde? Credeți că Onisim n-avea nădejde? Dar pe toate le-au închinat iarăși înaintea Domnului. Iată ce face un creștin matur. Iată. Are această capacitate extraordinară, dezvoltată toată viața, de a zice, Domnul este stăpân. În orice lucru, în absolut orice lucru, totul este cernut prin sita Evangheliei. Un creștin matur știe că peste viața lui stăpân este Domnul. Peste tot ce deține, peste tot ce gândește, chiar și peste tot ce gândește, el este chemat să facă orice gând rob ascultării de Hristos. Pentru ce peste ce vorbește, peste tot ce lasă să intre în inima lui, peste tot stăpânește Domnul. Cum arată un creștin matur? Un creștin matur își duce toate relațiile conform Evangheliei. Nu conform părerilor sale, nu conform dorințelor sale, ci conform Evangheliei. Un creștin matur lasă ca Domnul să fie stăpân peste întreaga viața lui. Și încheie în dimineața aceasta. Un creștin matur cunoaște bine odihna pe care o dă Evanghelia. Uitați-vă din nou în această epistolă. Este remarcabil în ea liniște. Este remarcabilă în ea speranța cu care pare a fi fost scrisă. Răsare parcă de peste tot, bucuria parcă inundă. Este așa o pace în tot ce scrie Apostolul Pavel aici. Este remarcabil. Uitați-vă la Apostol în primul rând. Versetul 1. Pavel zice, întemnițat, vă rog, rețineți cuvintele. Întemnițat, zice, întemnițatul romanilor, întemnițatul celor care, cezarului, a celor care conduc, Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos. Pavel știe, el este creștin matur, știe că tot ce se întâmplă în viață este în mâinile Domnului său. Și asta îi dă odihnă. Tot este în mâna Dumnezeului meu. Tot hotărăște Dumnezeul meu. Nu vei citi în epistola aceasta nici măcar un cuvânt de milă, de cinism, de răutate, de neacceptare a situației lui. Pavel știe, așa cum ne-a învățat și pe noi, că totul este în mâna lui Dumnezeu. El este întemnițatul lui Iisus Hristos. Și ce forță există în aceste cuvinte. Pentru că asta îi dă lui odihnă. Dacă era întemnițatul romanilor și ar fi dorit să scape. Dacă era întemnițatul cezarului, ar fi dorit să caute soluții prin care să-l convingă pe cezar. Dar nu, el era întemnițatul lui Hristos și din această poziție are odihnă. Uitați-vă la Filimon. Deși a pierdut un sclav, deși poate că a fost jefuit,
Uitați-vă ce zice Apostolul Pavel despre el. Am auzit, zice Apostolul Pavel, vorbindu-se despre tine, credința ta și dragostea pe care credința a generat-o în inima ta a înviorat toți sfinții. N-ai stat deoparte, ai știut să continui să slujești. Și uitați-vă la Onisim, cel care decide să împlinească în viața lui voia lui Dumnezeu, chiar dacă este dureroasă. Semnul după care vom cunoaște un creștin matur este o anumită seninătate în ochi, indiferent de circumstanță. Este o anumită acceptare a lucrurilor cu privirea țintă la Iisus Hristos, marele nostru preot. Tocmai de aceea, de câte ori ne s-a întâmplat și nouă și cu siguranță că s-a întâmplat și fiecare dintre noastre, te duci la un bolnav acasă și în loc ca tu să fii cel care faci un transfer de încredere, de seninătate către el, pleci de acolo mai încurajat în credința ta decât ai venit. De ce? A avut ochii senini, atitudinea potrivită. Ai întâlnit un creștin matur. Unul în suferință, e adevărat, dar matur, care știe să vadă deasupra vieții lui autoritatea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea sfinții închisorilor au putut ieși din închisoare mai liber decât au intrat. Pentru că au știut să vadă deasupra vieții lor autoritatea lui Dumnezeu. Și acea autoritate le-a dat odihnă. Odihnă. Acea autoritate i-a făcut să fie liniștiți pentru că Domnul veghează. Nici n-aș vrea să plecăm altfel acasă în această dimineață decât cu gândul acesta că putem fi liniștiți pentru că Domnul veghează. Liniștiți pentru că Domnul e la cârmă. Liniștiți pentru că în Evanghelia Lui am găsit odihnă pentru sufletul nostru. Acum haideți să ne ridicăm în picioare și să stăm înaintea acestui Dumnezeu. Cum arată un creștin matur? Vom cânta o cântare, dar înainte de asta, permiteți-mi doar să trec din nou în revistă. Cum arată un creștin matur? Un creștin matur își conduce toate relațiile în funcție de Evanghelie, chiar și atunci când nu are rezultate. El va trăi conform Evangheliei pentru credința care este în el. Un creștin matur știe că Dumnezeu este stăpân și vrea să-L facă stăpân pe Dumnezeu peste tot ce este al Lui. Și un creștin matur știe că este ținut în palmă de Dumnezeu. Și în palma lui Dumnezeu El a găsit odihnă pentru sufletul Lui. Doamne, ajută-ne să realizăm lucrul ăsta. Ne închinăm cu toții prin cântare.